Astăzi vorbim despre cum consideră think tank-ul, sau mai pe românește grupul de experți americani ai Institutului pentru Studiul Războiului, pe care, așa cum știți, îl citesc destul de des, că Ucraina ar putea trece la contraofensivă încă de anul acesta. Dar, înainte de aceasta, aruncăm un ochi la Rusia și la planurile acesteia de a destabiliza Europa. Potrivit Financial Times, serviciile speciale europene au avertizat guvernele țărilor lor că Rusia plănuiește sabotaj pe întreg continentul. Reprezentanții serviciilor de informații europene consideră că Federația Rusă a început deja să pregătească activ explozii ascunse, incendii și deteriorarea infrastructurii de pe teritoriul european, direct și prin intermediul spionilor. Potrivit evaluărilor agențiilor de informații din trei țări europene, cu care publicația s-a familiarizat, există indicii de pregătire a unor eforturi mai agresive și mai coordonate pentru realizarea acțiunilor de sabotaj. Oficialii serviciilor de informații raportează din ce în ce mai mult această amenințare într-un efort de a crește vigilența. Evaluăm că riscul unor acțiuni subversive controlate de stat a crescut semnificativ, a declarat luna aceasta Thomas Hendelwang, șeful Biroului Federal pentru Protecția Constituției din Germania. Potrivit acestuia, Rusia se simte acum confortabil să efectueze operațiuni pe pământ european cu un potențial mare de vătămare. Un înalt oficial guvernamental european a spus că informațiile despre subterfugiile ruse, clare și convingătoare, care sunt coordonate și pe scară largă sunt transmise prin serviciile de securitate ale NATO, el a adăugat că este timpul să creștem gradul de conștientizare și să ne concentrăm asupra amenințării agresiunii ruse pe pământul european. Un oficial de informații a spus că eforturile de sabotare ale Moscovei nu ar trebui luate în considerare izolat de alte operațiuni. El a adăugat că creșterea activității reflectă dorința Rusiei de a exercita presiune maximă pe întreg frontul. Potrivit acestuia, dictatorul rus Vladimir Putin se simte acum exaltat și va încerca să împingă liniile de demarcație în Europa cât de mult poate, pe mai multe fronturi, cu ajutorul dezinformării, sabotajului sau a atacurilor de tip hacking. Vineri 3 mai, Serviciul de Securitate al Poliției Norvegiene a descoperit că agenți de informații ruși lucrează în Norvegia de vest și consideră că Rusia pregătește deja sabotaje împotriva infrastructurii critice. În plus, 2 germani de origine rusă au fost reținuți recent în Germania, care sunt suspectați că au plănuit potențiale ținte pentru sabotaj împotriva sprijinului german pentru Ucraina. Așadar, dacă mai trebuia demonstrat cine este Putin și ce planuri are Rusia, un stat terorist pe care îl conduce, iată încă o dovadă. Ziua 803 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 6 mai 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 depășesc cifra de 475.000 de militari, mai precis 475.300. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1040 de militari, 5 tancuri, 34 de vehicule blindate de luptă și 38 de sisteme de artilerie. Ajuns ieri în Franța, liderul chinez Xi Jinping a declarat pentru ziarul francez Le Figaro că China dorește să lucreze cu Franța și cu întreaga comunitate internațională pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Unchiul Xi urmează să se întâlnească cu președintele francez Emmanuel Macron și apoi să urmeze un turneu prin întreaga Europa. Cât de credibil și de pragmatic poate fi turneul de pace chinez, când știm foarte bine ce tensiuni sunt în Taiwan din cauza dorinței comuniștilor chinezi de a pune lăbuța și pe ultima oază de democrație și de prosperitate din proximitatea lor. Vom vedea
ce va rezolva unchiul și sau dacă doar îi era dor mare de a revedea Europa. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, Ucraina ar trebui, după ce a așteptat asistența militară a Statelor Unite ale Americii, să preia inițiativa pe câmpul de luptă cât mai curând posibil în acest an. Oficialii americani își semnalează sprijinul pentru noile operațiuni de contraofensivă ucraineană în 2025, deși Institutul pentru Studiul Războiului continuă să creadă că Ucraina ar putea și ar trebui să preia inițiativa pe câmpul de luptă cât mai curând posibil, deoarece această inițiativă din partea Federației Ruse în 2024 ar putea oferi Rusiei un număr de avantaje. Financial Times a raportat pe 5 mai că consilierul pentru securitate națională al președintelui SUA, Jake Sullivan, a declarat că Ucraina intenționează să lanseze o operațiune de contraofensivă pentru a recâștiga teritoriul ucrainean ocupat de către ruși, contraofensivă calculată pentru 2025, după ce ajutorul militar al Statelor Unite va opri avansarea în continuare a trupelor ruse în 2024. Potrivit lui Sullivan, ajutorul militar al SUA va permite forțelor ucrainene să țină linia frontului și să reziste atacurilor rusești pentru restul anului 2024. Cu toate acestea, Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că va mai dura câteva săptămâni pentru ca armele și munițiile occidentale să ajungă la unitățile ucrainene înainte să înceapă să aibă un impact semnificativ asupra câmpului de luptă și că sosirea ajutorului militar american în Ucraina va permite probabil forțelor ucrainene să stabilizeze prima linie a frontului și să preia inițiativa. Capacitatea Ucrainei de a-și elibera teritoriul și de a conduce operațiuni de contraofensivă depinde de o serie de decizii nerezolvate în Occident, Rusia și Ucraina, iar orice încercare externă de a impune un interval de timp pentru operațiunile de contraofensivă ucraineană ignoră situația reală de pe câmpul de luptă, mai notează raportul. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.